competiția, din moment ce avansează, presiunea va fi din ce în ce mai mare. Sigur că e plăcut ochiului, am văzut două jocuri cu multe goluri, foarte multe goluri. Dar trebuie să spun că pentru mine Serbia este marea deziluzie a acestui campionat mondial. La lotul care l-au sârbii, la modul cum s-au calificat ei la campionatul mondial, la modul, la lotul și la jucătorii pe care i-au, eu cred că aici e o problemă în primul rând de antrenor. Pixi Stoicovici este un antrenor care a antrenat mai mult, un fost mare jucător, l-am prins și eu. Dacă ți-o ce aminte, primul meci după embargo a fost Serbia-România la, pe Maracana. Ne-a dat el gol minutul 89, 1-0 ne-au bătut. Dar în momentul când conduci cu 3-1 și ai o echipă de o asemenea calitate, din punct de vedere tactic, să nu faci absolut nimica. Sigur, pentru noi care suntem și ne uităm la televizor, e frumos, e plăcut ochiului. Ne bucurăm, goluri multe, dar nu poți, n-ai voie să pierzi de maniera asta. Cu o echipă, într-adevăr, foarte bună, cu o echipă puternică a Camerunului, dar totuși cu o echipă dintr-o zonă unde, la fel, încasează foarte multe goluri. Echipele africane cu jucători foarte buni, care joacă la echipe mari din Europa. Și uită-te că nu sunt niciodată organizați. De asta pe mine zic că greșelile mari sunt ale antrenorilor care apar acum. Și eu cred că Serbia, dacă avea un antrenor cu mai multă experiență, și exemplu, avem exemple cu antrenori cu experiență care vezi că închid jocul foarte repede și câștigă și fac puncte și avansează în competiție și câștigă competiție, niciodată Serbia, la lotul care îl are, te gândești bun între primele patru. Dar nu o să câștigi o competiție dacă nu își organizează jocul și să nu mai iei gol. Nu mai iei gol. Conduci cu 3-1 un meci de o asemenea importanță și te egalează o echipă care era îngenunchiată. O echipă care era îngenunchiată. De asta zic că cu probleme. Același lucru la fel și în partea cealaltă la meciul dintre Coreea și Ghana. Ghana, la fel, o echipă națională din Africa care, alături de Camerun, de Senegal, tot timpul, mai ales Cupa Africii, învingătoare de Cupa Africii, în top 3-4 din Africa. Da. De asta zic că e frumos așa, dar greșeli mari, greșeli de abordare. Și vom discuta fiecare meci în detaliu. Vreau să întreb și pe tine, Ovidiu, pentru că e prima oară când vorbim despre acest campionat mondial. În primul rând, zi-mi ce te-a impresionat până acum în competiție și pe aia să-mi spui și care e favorita ta, te rog. În primul rând, au fost meciuri foarte frumoase, meciuri deschise, meciuri cu multe goluri. Din punctul meu de vedere, este un campionat mondial spectaculos, să spun, plăcut ochiului. Ca și favorită, din ce am văzut până acum, eu cred că Franța și Brazilia se vor lupta pentru câștigarea acestui turneu final. Cu toate că pot interveni surprize, ca și dezamăgire, așa să spun, Belgia, din punctul meu de vedere, este o dezamăgire, având în vedere lotul pe care îl au și jucătorii pe care îi au și joacă și de ceva timp împreună, mă așteptam la mult mai mult din partea lor. La fel și Germania. Să sperăm că vor continua la fel, cu meciuri spectaculoase, că până la urmă noi ca și privitori trebuie să vedem că mai multe meciuri frumoase. E adevărat. Florin, hai să o luăm pe fiecare meci în parte. Zim, cum ți s-a părut Japonia-Costa Rica? Mi se pare că o mare surpriză, având în vedere că Japonia venea după un joc foarte bun. După un joc foarte bun. Toate echipele care au început foarte bine, uite că ușor încep să cadă. Da. La fel de Arabia Saudită. Japonia venea după un 2-1 cu Germania, care chiar dacă arată în continuare probleme, este totuși Germania. N-au știut să gestioneze. De asta zic că sunt echipe care știu să gestioneze momentul ăsta bun. Noi ne așteptam și am vorbit după meciul cu Japonia să vezi ce moral au. Ei, ca nație, o să vezi că sunt serioși. Dar uite că e greu de gestionat un asemenea moment. Nu se aștepta nimeni. Greșeli mari la goluri. Flagrante, fundașii centrale acolo în zonă centrală, greșeli destul de mari pentru nivelul ăsta. Și uite că Costa Rica, 3 puncte, sunt în cărți. Joacă ultimul meci cu... Stai un pic să zic o secundă. Sunt acolo, joacă șansa, au 3 puncte, nu? E foarte strânsă, foarte strânsă grupa. Da, Costa Rica cu o echipă entuziasm, Costa Rica cu mult entuziasm. Cu Germania, e care pe care. Germania un singur punct. Care pe care Costa Rica, să mă ierte Dumnezeu, cred că îi calcă Germania pe cap. La meci nu, Costa Rica merge mai departe. E adevărat. La meci nu. Germania, cum a spus și Ovidiu, din punctul meu de vedere, încă n-au turat motoarele. Este o dezamăgire și pentru mine. Și interesant e că și Spania trebuie neapărat să bată pe Japonia. Spania cred că va câștiga.
Japonia nu cred că mai poate să emită pretenții în momentul de față. Sunt convins. Spania și Japonia, diferență mare între cele două echipe. La Germania cu Costa Rica va fi care pe care, cu două șanse pentru Costa Rica și meciul nul. Ce ar fi incredibil să lase, să lase Germania în spate și să meargă Costa Rica? Și dacă Germania nu câștiga acum 1-0, era deja plecată, erau acasă. Da, incredibil. Deci, nu mai discutăm ce nu de merge, Germania. Ce nu merge, Ovidiu, din punctul tău de vedere la Germania? Nu știu, nu prea a mers nimic în, la acest turneu final. Nu știu, mi se pare o echipă așa plafonată din punctul meu de vedere. Sunt foarte mulți jucători care nu mai au ce arăta. Cred că au nevoie de alt suflu pentru a fi din nou Germania aia pe care o știm noi. Cum am zis, nu știu, la acest turneu final nu a mers nimic. Nici atacul, nici apărarea. A fost poate cea mai slabă participare la un turneu final din ultima perioadă.